mult, domnule, noi nu dăm drept de transport. Nu te cheamă, mă. Pur și simplu luam cer ca să vă problemă. Dar nu și faci, m-am mers la întreprinare. Domnul Tudor, toate regulamentele sunt făcute și aprobate, noi trebuie să le adaptăm, pur și simplu, la condițiile noastre. Următoarea chestiune pe ordinea de zi este transmiterea la domnul noi mai vrem încă niște întrebări, dați voie, noi așteptăm și... Două minute, dați. Stați-o leac până la următoare chestiune. Eu am așa o întrebare. Comisia s-a format, ați nominalizat-o, din 7 persoane, dar nu am înțeles atribuțiile acestei comisii și termenele de executare. Care o să fie? Pentru că nu ne satisface care circulăm numai cu autobuzul, comisia, să nu știm termenii, când încep lucru și cât asta o să dureze. O săptămână, două, eu cred că într-o săptămână e de ajuns. Ce fel de analiză o să facă despre comisia asta? De către comisia, regulamentul se scrie pe urmă, ca să scrie regulamentul. Nu începeți cu metodologia care încă nu o să lucreze. De întâi analizați cum să lucrează, cum să circulă, la ce oră. Luați în considerație la stabilirea orarului de lucru autobuzului, cum lucrează lumea. Orele de lucru la elevi, la studenți, nu s-au luat în considerație nimic. Eu am vrut să vă întreb și am scris și de mers și am fost și la domnul primar. Și l-am întrebat, după care criterii ați spus rutele este adăugătoare, după care criterii? Că este un autobuz liber de la Ciorescu, l-ați spus la ora 17.50, eu îți vorbesc mai mult de orele care mă doare pe mine. Este la ora 17.20 autobuz care întârzie permanent, când buteiajul nu l-ați luat în considerație la stabilirea graficului. Nu l-ați luat. Acum nu-i 10 ani în urmă când mergeai liber pe Ștefan. Veniți și vedeți ziua ce îmbuteiaj acolo, dimineața și seara. Nu ați luat în considerație îmbuteiajul. La ora 17.20 este autobusul care întârzie 10, câteodată 15 minute, și pe urmă la ora 17.50 este autobus, care intervalul dintre aceste două rute 30 de minute. Spuneți-mi, vă rog, cine o să adune la o rută asta mâine, păi mâine să spuneți, nu sunt pasageri, noi o scoatem. Nu se stabilește graficul așa. Vă rog, comisia să aveți vedere. Eu mă numesc doamna Popșoi, care locuiesc aici, avem, dar acum vreo 15 ani de când locuim. Doamna Popșoi, da. Nu primăria noastră locală și nu primarul nostru a pus ruta asta suplimentară. Dacă dumneavoastră cunoașteți chestia. Eu cunosc foarte bine și am vorbit cu doamna Radu. La data trecută, doamna Radu a venit și a făcut aici ne-a... Știu. Da. Știu. Ați văzut, nu știu ce a făcut. Am fost și am văzut și la internet. Da, dumneiei a dat indicație că se pun această rută, încă un autobuz de unii care era liber. Temporar. Noi am vorbit, noi... Temporar, ca să poată de la prima așa. Temporar este cât e de acum? Stați puțin, lăsați-mă să da, răspund la sfârșit. Temporar, ca să cât de cât se rezolvă situația. Noi acum am format această comisie. Legea prevede de la o lună până la 3 luni de zile, ca să organizeze. Într-adevăr, nu e atât de ușor de făcut lucrul acesta. Și nu vă spuneți de regulament, metodologie, da, noi nu o să născucim acum nimic, ele sunt toate. Noi trebuie adaptate la condițiile noastre de văzut la fluxul de pasageri, toate lucrurile acestea. Și lucrul acesta o să lucreze comisia, o să facă, după asta o să facă consultații publice și o să vină în Consiliu să se aprobe. Dar noi, că dumneavoastră interveniți cu toți acum să luați luări de cuvânt, eu nu știu dacă noi să... Nu, noi venim cu probleme. Știți cu care problema a venit cu asta doare? Problema cu transportul, anume autobuzul. Anume autobuzul. Noi ne-am rugat de la serviciu să venim să ascultăm ceva care să ne dă o speranță ceva, dar eu nu văd speranță, nimic. Comisia de desformează, măsuri concrete nu am auzit și termeni concrete. Spuneți, vă rog. Cât o să lucreze comisia? Nu s-a spus la 3 luni, până la 3 luni. 3 luni? Bine. Ce spate de interpretat acum e întreprins, urgent? 3 luni să meargă autobusul ăsta în deșert? La ora 7.50, dumneavoastră să mers, că eu nu mă voi să merg. Nu merge, că este în sat. Eu hotărâți-mă că pățeam! Felicitările la toți cetățenii au fost selecționați de către direcția de transport, discutate. Și în cadrul comisiei, toate solicitările, nu numai decât să mă interpreta ceva, dar toate solicitările sunt păstrate și să discute în cadrul comisiei. Și aceia care au solicitat-o dumneavoastră, și altele care au solicitat alte cetățeni, ele toate repetițiile acestea sunt păstrate să discute în cadrul comisiei, ca apoi comisia să poată înainta către direcție de transport, inclusiv toate solicitările dumneavoastră. Eu am înțeles, mulțumesc. Cer numai o problemă.
Nu se poate de aștepta 3 luni de zile, ruta asta, să ne ajungă fără pasajiri. Hotărâți ceva, nu ne putem să iasă. Noi nu putem să vedem ce se face. Nu ați întrebat 3 luni de zile. Mulțumesc. Domnul Șoșe, vă rog, de ce sunt 35 la Sporteacă? De ce sunt 35 la Sporteacă? 17 la Sporteacă. Vă rog, liniște sală. Comisia. Nu-i corect. Stimați concetățeni, întrebarea e de ordine de zi actuală și vă rog să înțelegeți un lucru. Cerințele noastre, la fiecare din noi, sunt de clar trebuie să fie soluționate. Dar noi trebuie să mai gândim și din alt punct de vedere, să privim care sunt posibilitățile la ziua de azi a organizațiilor de transport municipale. Eu cunosc situația, credeți-mă, e dezastru. Toate cele care, 60 de autocare care le-au acolo, de o durată, nu acoperă necesitatea municipiului Chișinău nici 60%. Corect? Nici 60%. Care este, ce solicit eu și cred că dumneavoastră tot. Comisia actuală, nu 30, dar o lună maxim, să găsim maxim posibilitatea de a îmbunătăți situația dată. Ca să o rezolvăm, asta e imposibil. Așa că dați să lucrez comisia asta o lună de zile și după nașterea Domnului, după revelion, să luăm o decizie și asta este. Dar nu ne facem abuze, Doamne, Popșoi. Pentru că nu avem bază. Credeți. Eu întâlnesc să-ți fac o replică. Deci, problema cu transportul de 10 ani în urmă și care își domnul Primar și domnul Crăciun și deci mai mulți, o dată 1000 de mersuri. Problema asta nu e de ieri ca să dă o lună, 3 luni, 7 ani de rezolvare. O lună de zile, acum, ultima care este decembrie, este foarte, foarte accentuată și ne știe toată țara că aici nu se rezolvă și nici nu se rezolvă încă 20 de ani în urmă. Deci ești oameni vor. Acum, ce o să dă în comisia asta în 3 luni de zile? Tot așa ești, iar să îmblăm la fiecare la parte, la gură, să ascultăm aceleași sugestii. Oamenii de-au spus de 1000 de ori ce vor. Vor graficul să fie bine stabilit și a rutierilor și a autobuzilor. Au fost propuse și orile care se dă. Au fost propuse și să extind anume ruta autobuzilor, dar nu a rutierilor. Și discutat iar și autobuzul. Pentru că oamenii de, și așa numai până în centru să vină cu autobuz. Și lui e comod că la serviciu din centru să urcă măcar până în centru orașului și fac funcția de acolo la punctul final. Dar așa de lângă din centru statul până la care ești vorzit. Ca oamenii deja să aibă două un punct de măcar rezultat și mai ales că avem reprezentanții aici, azi și acum. Pentru ce noi în 3 luni de zile să ne întâlnim cu dânșii care zic și o să-i spună că nu sunt autobuzi. Depinde de lucru cum încați comisia, Doamne, nu pierzi timpul. Păi, spuneți-mi, iar de autobuz primești că mi-ați zis răspunsuri. Nu sunt, nu sunt, nu sunt, nu sunt. Din comisie ciresc. Eu azi mă duc și ați spun că un autobuz nu oricum voi puteți rezolva. Doamna Soroc, eu vă rog frumos, eu am rugat să nu facem dezbaterile acestea fără rost acum. Dumneavoastră sunteți în comisie, poate de rezolvat. De atât doamna Veronica ne spune că luna aceasta vor fi procurate 30 de unități de transport și anume și o să descarce puțin fluxul. Consiliul Municipal. Consiliul Municipal ăsta. De ce noi trebuie să venim? Noi, mă scuzați, eu nu vreau să vă insult pe dumneavoastră, să vă închid gura, dar nici nu putem așa că să discutăm la nesfârșit lucrurile acestea care, într-adevăr, nu sunt rezolvabile acum la moment. Dumneavoastră sunteți în comisie. Și poftim, faceți pașii următorii în comisie. Consultați și aprobați, vedeți că ce posibilități are direcția de transport. Eu v-am cer scuze și vă mulțumesc pentru următoarea chestiune cu câștigă. La transmiterea în spune. Dați-le voi la minute, vă rog, o minută.
Păi noi avem consiliu sau avem dezbateri publice, nu e nimic astrăși. Direct Popa l-ați ascultat o oră întreagă. Onorați consilier, stimat consilier, stimați reprezentanți administrații publice locale. Deci noi avem, aici avem gradul de circulație autobuzilor, satul Dimitici. Deci scurt pe doi, deci. Unitățile teritoriale, satul Ghidghici are populație 5.000 de locuitori, ce înseamnă cu 2014 mă refer. Și Colonița în general are 3.000 de locuitori. Noastră, vedeți ce orare de circulație autobuzilor au ei. Deci, Comuna Tușeni noi știm că are 10.000 de locuitori populație. Asta e cel puțin. Deci, aici am aflat deci, de la reprezentantul întreprinderii de profil că autobuzul nostru după orele 8 este liber, da? El nu este implicat în alte activități. Până va activa comisia, deci, eu rog ca consilierii, deci, voteze și să împuternicească pe domnul primar. Deci că acum, în timpul imediat următor, se adreseze la direcția de profil la municipiul Chișinău pentru a solicita, deci, ca după orele 8, noi să avem încă cel puțin două curse de autobuz. Ulterior, dacă comisia va genera noi idei, noi necesități, deci noi vom îmbunătăți chestia asta. Dar acum, deci, noi să mișcăm după orele 8 autobuzul. Pentru că noi nu suntem în poziție discriminatorie cu aceste două unități, cel puțin. Clar. Este flux de pasajeri, vă mulțumesc. Deci, fie graficul afișat. Cine mai mare comună din municipiu și nu știu mai mult de pasajeri. Noi tot ne rup la servici, doamna Elie. Noi ne rup la servici ca să venim să rezolvăm problema asta. Eu mă duc în fiecare zi la serviciu și eu mă duc ca să plătesc și salariul și plătesc impozit. Pentru ce? Pentru ce? Eu plătesc impozit și eu mă duc normal. Doamna Elie. Nu, doamna Elena, dumneavoastră înțelegeți că nu mi-au venit ca și cu dureri. Una la mână, dar una la mână. Dar și eu am dureri, foarte bine, circulă. De anul ăsta circulă. Deci circulă, doamna Elena, dați-mi voie să spun. Eu nu ridic vocea, pur și simplu vreau să obțin să mă audă. Am nimerit în situația când eram înțeleasă la servicii de întârzierile mele permanente la servicii. Să credeți, să mă credeți, este vie șefa mea, fosta mea șefă, care a așteptat 45 de minute să urce în rutier, a luat taxi să ajungă la Mobimol. Și zice, mai mult, mulți mai fac observații, că am văzut ce se face la voi la transport, la nimeni nu e așa ceva. Iată, asta e rușinică, că nu avem consiliu și nu s-a ocupat de asta nici o zi. Mare treabă, au mai făcut o comisie. Ați creat o comisie, da, care a răspuns la problemă de 10 ani. Da, de 10 ani și-ați o dată ne-ați ospăt gura creând o comisie. Dar mai ascultați-ne o leopțică. Știți că noi și ne-aș păzăm stația. Câte-o ceas de vreme, doamna Elena. Câte-o ceas de vreme sau? La dumneavoastră ce toți i-a stupat. Dumneavoastră ce toți i-a stupat. Nu vă grăbiți, treceți la următorul punct, rezolvați-l pe ăsta. Dați-vă cuvânt graficul care dumneavoastră v-a înaintat. Și lasă să marcă graficul ISA la direcție transport. Și acum, dacă ați fi ceva schimbări, întrebăm cu direcția transport, fac schimbări. Dar dați-vă la problemă așa, cum societatea civilă vă ducă. Ia uitați-vă, nu este tribunul după aia, plus 20-30 de cetățeni. Dar nu ne-am dat.
făcut? Ce nou mi-a spus? Băgați și troleibuz, vă refer. Codul transportului, pentru transportul urban, diferența în timp trebuie fi în cel puțin 15 minute. Da, să cerem fiecare 15. Așa este domnul în codul de transport. Și acest grafic să fie coordonat cu Direcția Transport și aprobat. Cine e pentru, vă rog să vă cine s-a abținut?